Buzoienii sunt invitați în primele trei zile ale lunii iulie să vadă trei filme ale Festivalului Internațional de Film Transilvania. Proiecțiile vor avea loc la Amfiteatrul din Parcul Tineretului între 1 și 3 iulie. Succesul reportat de Festivalul Filmului Românesc, în perioada 1-3 iulie, la Buzău, vom organiza TIFF 2013 în Parcul Tineretului la Amfiteatru. Vor fi trei proiecții, câte una în fiecare zi. În prima zi va rula Funeralii Fericite, ultima peliculă semnată de Horațiu Mălăele, film în care regizorul joacă și în rolul principal. Ziua de 2 iulie este rezervată filmului și Caii sunt verzi pe pereți, o peliculă realizată de Dan Chișu. Ultima zi a proiecțiilor este dedicată filmului vedetă, A Farewell to Fools, Condamnat la viață, din a cărui distribuție fac parte Gerard Depardieu, Harvey Keitel și Bogdan Iancu. Luni 1 iulie, Funeralii Fericite, un film din 2013, cel mai recent film al lui Horațiu Mălăele. Marți, Caii sunt verzi pe pereți, un film din anul 2012, ultimul film al lui Dan Chișu. Iar miercuri, Condamnat la viață, regia lui Bogdan Dreyer, în rolul principal Gerard Depardieu. Toate proiecțiile vor începe la ora 22, iar accesul va fi gratuit.